Bună ziua, oameni buni! Azi vreau să fac un nou reglaj la semănătoarea Norsten, pentru că am schimbat o anvelopă și după ochii mei ar părea că ar fi un pic mai mic în diametru. Nu sunt sigur, dar acum să fac o măsură să vedem. Așa că mi-am pregătit o ruletă, un caiet, să fac un pic de măsură. Deci am avut 12,5 pe 15, aici e 12,5 80 pe 15. Și să văd unde e ruleta, ce? Să pun cu o ruletă, să văd acum diametru. Caut să dau un diametru. Deci, să mă duc aici la jumătate, ia să văd până la jumătate, cam cât ar fi. Nici nu știu cum să-l dau, să pot să măsor sigur. Ia să dau de la jumătate până în partea să mă uit așa la 90 grade, arhivul 29 de centimetri. Deci 29 ori 2 ar veni 58. Ia să vedem, iese așa? Cam așa ar fi, ia să vedem, are 58, ar fi la drept acolo, cam ar fi. Deci ar fi 58. Deci dacă are 58 de centimetri, deci 58 centimetri diametru roții. Diametru roții. Așa. Ca să calculăm lungimea roții, trebuie să mulțim 58 ori 3,15. Deci 58 de mulțit cu 3,15 și ar fi așa 5,40,04 5,5,25,4,29 29 1,88 1,55 după aceea 8×3, 24 8×3, 24, 42 5×3, 15 cu 2, 17 așa, așa ar veni 0, 98, 17, 71 5×4, 9, 2, 11, 1 12, 2 și 1, 7 și 1, 8 și 1 este 1. Deci ar fi lungimea de 182,70 de centimetri, ar fi lungimea roții. Acum noi trebuie să gândim examinatoarea de 3 metri, să o reglăm la un, pe lungime de 100 de metri pătrați, la un arc. Să calculăm sămânța. Deci dacă ea are 182, ca să merg 100 de metri pătrați cu 3 metri, deci ar veni, să zicem, la o lungime de 30 de metri. 3 ori 3,9. Ia să vedem, să ar fi 30-33 de metri ca să iasă cam un arc. La 33 de metri facem așa 30, nu, cum să fac eu, faci 3300 centimetri, 3300 centimetri împărțit la 182, să zicem așa, 182, eu de mai știu, mai zocotez, n-am mai zocotit de mult. Deci 182 în 330 ar veni 18×2, 36, nu vine. Nici nu mai știu să socotesc. Adică n-am mai făcut împărțiri. Adică noi și calculatoarele am uitat să mai socotim. Deci 182 cm. Deci ar fi 3300. Stai așa.
Când eu am spus 300.000 aici, 3.300. 182, 3.300 împărțit la 182. Pune pauză, telefon să-i socot. Deci am făcut calculator, dă 18 rotații, are și 18 rotații, 0,29, pune 0,30 în mare, așa. Așa, ia să vedem noi acum dacă cine iese nou aici. Facem un semn pe roată, să învârtim 18,3 ture. Și facem un semn și pe axul ăsta de aici, adică aveam un marker. Deci să fac un semn unde să fac, eu să-mi iau un punct de bază. Fac aici așa un marker, un semn. Așa și fac și aici unul. Bun. Și să învârtesc 18,3 turi. Așa, să fac aici. Una. Avem două jos, una și ceva sus. Trei, patru, dacă am patru aici, acolo am cam două și un sfert. Cinci, șase, șapte, opt, deci acolo, cu opt, acolo am patru și jumate. Trebuie să mai dau 9, 10. Bun, dacă am 10 aici, acolo am 6 și 3 sferturi. La 10, ia să facem 12. Da, mă, 8, nu? Da. 9, 10, 9, 10, la 10 turi de astea, avem 5 turi și 3 sferturi, n-am putut să număr exact aici. Ca să-mi iasă socoteală, n-ați socoteală. Fetea, facem din nou. Eu număr aici jos și tu numeri în gând de câte ori să învârte acolo sus. Da. Înțelegi? Eu număr jos aici, 18 ture. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18,3. Deci 18,3 ar fi cam pe aici, să-l duc. Așa, semnul că... Câte ai avut aici? 11 acolo. 11 ture, da? Da. Bun. Deci 11 ture. Înseamnă că dacă roata cealaltă era mai mare, dădea 11,3, cam așa turi dădea. Aici eu dau doar 11. Nu-i mai mult, mă? Nu trebuie să ajungi aici la 11? 10 jumate. 10 jumate, așa. 10 și jumate. Bun. Acum, problema este că am dat semnătura ca cineva împrumut și mi-am pierdut cheia de la manivelă de aici. Cheia manivelă. Iau un 17.
Pe după de acum. M-am uitat de ei. Cotul Lucu. O prind așa că nu scurgă mult. Așa, acum dăm. Deci avem reglaj D1, C1. Aici e D1, aici e C1. Iar aici am A10. E linia lui A și punctul 10. Ia să vedem la 10 turi jumate, cam câtă sămânță îmi bagă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și jumătate. Bun. O să aduc un cântar electronic de la micuț, cu punguță, să cântăresc sămânța. Deci, pe distribuția aia, îmi arată 205 grame. Deci, ar fi 20 de kilograme și jumate pe hectar. Dacă vrem să creștem cantitatea de sămânță, creștem de aici. Ne ducem la B1, B2, deci ar fi B1, B2, B3, în funcție cât vrem noi. Aici, fundul mobil, mila 1, de aici, ca să, da? Fundul mobil, mila 1, se vede acolo la prima, așa, iar șubările mi le duc la 2, ridicate. Ridicate la a doua treaptă, aici, șubările. Deci, în felul ăsta, ar fi vreo 20 kg pe hectar. Dacă observați în, pe aici, este și sămânță de sfertă de aia, de sămânță de lucernă de aia drajată. Nu știu de ce, dar cred că datorită că e drajată, o devine bobă mai mare. Și bagă, dacă pun numai de asta, bagă aproape 5 kg în plus la hectar. Și cea mai, de ce am vrut să fac reglajul iar din nou, pentru că roata asta originală are 60 cm diametru și calc cu 2 cm la fiecare rotație, dacă dau alea 18 turi, 18 primi, sunt 30 cm în plus. 30 cm în plus contează la, la fiecare ară, în parte. La 1000 de metri lungime, dacă mergem așa, cu 2 cm, 30 cm la fiecare 100 de metri, deci 3 ori 3, 9. Deci ar mai fi 10 metri. 10 metri în plus, se învârte 10 ori, 10 metri în plus, e ceva. Deci crește obligat, numai diferența la roate, 2 kg și ceva. Deci, notăm și aici caiet, să avem notat. Lucernă, nu vreau să mai scrie bine. Bună, bună! C1, D1, A10, așa, A10, nu mai vrea pixul. Deci, lucernă. Cutie de viteză C1,
D1, dincolo merge A10, fundul mobil la 1, fundul mobil la 1, și băr la 2. Ar fi 20,5 kg per hectar. Asta mai a făcut în probă, dar când băgăm în brază terenul un pic mai denivelat, poate să bagi mai mult, poate să bagi mai puțin. Dar ne învârtim în jurul ăsta. Iar când vrem să creștem, creștem din cutie nord, când de aici. Când vrem să creștem, mutăm de la A10, ne ducem B1, B2 și diferența de vă 5 kg la, de la o treaptă la alta. Deci, cam așa o să facem reglajul. Iar la celălalt, la o văz, la grâu, la asta, punem aici. Iar dăm la C2 și cu D2, ca să creștem viteza. Iar aici ne reglăm în funcție cât avem nevoie. Dacă o să fie timp, o să fac și pentru o văză un clip, că am și niște o văză semnată. Acum știm, reglajele avem trecute aici caiet, la dimensiuni, la rotații, câte rotații trebuie să facem la semănătoare. Și o să facem mai ușor atunci reglajele. Eu vă doresc multă sănătate și spor la lucru.